Salutare tuturor, eu sunt Skull Crash și bine am găsit la încă un episod de Minecraft Pocket Edition Let's Play. Da. După cum vedeți, avem aici portalul. Episodul trecut s-a încheiat cam brusc pentru că mi s-a stins telefonul și am zis totul să-l postez, să nu fi făcut chestiile degeaba și să nu ziceți că mi-am dat cu creativul. Am avut niște chestii off-camera, vreau să vi le arăt pentru că a fost cam buguit sistemul cu netărul. Deci hai să ne teleportăm. Deci pe mine m-a teleportat aici, da? M-a teleportat înapoi. Veți vedea unde m-a teleportat, dar pe mine m-a băgat pe cea, în peretele ăsta. Rezolv un pic de quartz. Pentru că XP. Fuck. Face și altceva decât vreau. Așa. Și cum pun asta, așa. Așa e bine. Și am cutit o scăriță pe cea, la care mie mi-e frică să nu cad. Pentru că m-am dat în tavan. Da, și asta e ce vreau să vă arăt. Aici e netherul, chestii trestii. Acum hai să ne întoarcem. Ne întoarcem repejor. Din nou zic că mie să-mi cad. Și veți vedea buguiala. Și a trebuit să consum mai mult obsidian. Pentru că a mai trebuit să fac două portale în afară de acela. Pentru că pe mine mă teleporta aici, dar nu se spawna niciun portal. Nu se spawna portalul. Știți, și pe eu practic nu mai aveam cale de întoarcere. Așa că am mai luat obsidian. Mi-am dat logic pentru că a fost buguit și na. Mi-am dat obsidian, am făcut portalul ăsta. Și după să vă arăt unde mă teleportam. Aș putea și o să mă teleportez înapoi, acasă. Dar nu mă teleporta aici, fără să spawneze portalul, așa că eu am făcut alt portal aici. Bucatul de obsidian. Ok. Și mă teleporta aici. Acesta fiind locul de spawn. Era bine dacă era noapte. Eu am avut un drum de torțe ca să știu să mă întorc acasă. De ce? De să nașpa. Acum n-am ce face. În episodul acesta aș vrea să minăm și noi ceva acolo pentru că, sincer, mi-aș dori la peisajului. Ca să facem și noi enchanturi. Spray. Și dacă toți suntem aceia, ar trebui să iau cocobinuri. Știți că am murit atunci cu cocobinurile. Și ziceam eu, te rog să nu fi murit cu cocobinurile. De cocobinurile. Dar n-am loc în inventar corect. Corect tutorul ce sunt. Am nasul înfundat. Ok, gata. Gata, am luat alea. Acum mergem pe drumul nostru, mirific de torțe. Mă scuzați dacă trag de nas. Și mergem pe drumul de torțe. Am consumat câteva stacuri de torțe. Mai că n-am fost cam apropiate, da. Și sincer, mi-a fost greu să găsesc din nou casa. Eu mai mult torțele le-am pus random, mă mir că am găsit casa, știi? Că eu nu știam dacă merg bine sau nu, dar tot am pus torțe ca să știu să mă întorc. Da. Avem dificultate. N-avem. Acum avem. Mâncare avem? N-avem. Da. Ne-a mai rămas torțe. Chiar două stacuri. Fix. Fugim în continuare. Vreau să mă teleportez la mama naibii. Eu mă omor degeaba. L-am luat în inventar. Nu aș un melon. Ar trebui să iau un melon. Da. Luăm noi altă dată. Și este destul de lung drumul. Și este foarte nașpa. Și nu știu de ce s-a auzit.
scărțigele și eu mergeam pe noi. Da, și am scăzut acolo. Unde? Unde e torță? Torță? Pierdui torță. Ah, e tipa și eu. Deci, în continuare, de ce am putea să luăm atracția, dar momentan n-avem nevoie. Nu știu, avem jungle, avem acasia, avem deșert, avem avem câmpie, chiar șmecher așa. Da, desigur că am căzut. Nu înțeleg chestia asta, uite cum s-a făcut aceea când s-a generat, ești nebun. Și cred că prima oară când am creat mapa, când m-am apucat atunci pe 0.12, nu cred că era așa. Fuck, n-am mâncare. Vreau ceva de mănânc. Am nimic. Deci, hai să facem asta. Asta până ajungem acasă. N-am făcut. N-am făcut. Ajungem acasă. Ok. Ne-a 10 minute să ajungem acasă, ești nebun. Să facem un episod întreg cu cum ajungem acasă. De fapt, știi ce? Voi reveni eu când ajung acasă. Bibi, bibi. Văd ceva în depărtare. O căsuță mare și mirifică. Am zis căsuță mare. Desigur că da. O căsuță. O căsoaie. Cum vreți să-i ziceți? Dar am ajuns înapoi acasă. Fac eu Minecraft cu portale letale. E nervance. Ok. Intrăm repede aceea. Acum ce voiam să fac? Laminat. Da. Deci am tot făcut. Bă, sau mi-a trebuit level. Nu laminat, sincer, nu trebuie. Trebuie la pisul. Ok, eu am văzut o peșteră acolo. Trebuie să rămân acolo. Am venit degeaba în casă. Hai la peșteră repede. Aș vrea la casă să ne facem ceva de genul, dar nu cred că va merge. Nu, nu va merge. Aia va merge doar dacă am avea o casă în... în munte. Să fac ceva de genul o sonerie, știți? Cu nou bloc din ăla. Dar aș vrea să nu se vadă un nou bloc pe dinăuntru. Ar fi destul de mic chiar asta. Da, de pe... lol. Ia venit la minut cu inventarul full. Tipic eu. Deci vin eu după ce golesc inventarul. Am întors. Am golit cam tot inventarul, nu mi-am lăsat unele chestii, trebuia să las și cărțile, acum am realizat. Dar nu mă mai întorc să le las și pe alea. Hai să punem ăștia pe cei. Bă. Really? Știi ce? Fuck you. Cazi. Așa. Fuck you. Man. Nu vreau să ajung încă lumea. Deci mergem la mine. Mi se pare că era la pisică cu peștera. Am avut eu telepop. Cred? Așa. Dar oricum peștera aia n-am explorat-o pe toată. Deci hai acolo. Peștera de unde am luat noi diamond. Hai că poate mai avem noroc și mai găsim diamond. Ar fi chiar șmecher. Diamondul ăla l-am putea folosi la nevoile noastre. Nu la enchant. Pentru că trebuie să fac 95 diamante, care le-am găsit. 2 diamante pentru enchantment table și 3 pentru rogot diamond. Să vedem în ce parte am luat-o. Am luat-o în partea asta. Hai să o luăm pe aceea pentru că se împărțea, se ramifica asta. Mă știu, eu luasem pe aceea pe sus la spawn. Desigur că nu. Ok, pe sus, la spawner. Ca acolo.
N-au zis și bani? Aerii? Așa e. Vreau cu parcurul? Bă, care mi-a spart orțele? Sper că vlog. Cu tot punctul ăla, că nu spune. Totul e cum să fie. Acolo a apărut un crafting. Vreau vlog. Sigur, aici am mai stat de lui. Și așa mi-a fost blocul bune. Nu zic că dar să zice. Pune pe ce? Ce plăcuțe? Ce piercuțe? Deci am pus-o la acolo, nu știu. Ok, o rompe aici. Ui. Eu sunt eu. Hai pe aici. Coffee. Coborăm. Nimic. Sau pe aici ai... Ai cu lavă. Da. De. Da, mai sunt pe acela, da. Deci pe aici pot să le dau. Dacă îi vă arăt și locul exact unde l-am văzut, pe aici, l-am văzut. Și vreau să vedem dacă mai ceva. Și pe acolo e Iron acolo. De care ce nu mă pasă e dacă aș fi fost, dacă n-ar fi fost la lavă, nu aș fi fost. Așa nu. Nu pentru că Redstone am zis. De fapt am zis. Dar apa mereu e folositoare. Mereu e folositoare, dar nu arată. Lava. The lava is here. Ok, vreau să văd dacă lava aici, aici am eu. Aici, aici, de sub, da, te luăm sigur. Ok, facem așa. La bă, dispă, așa. Mama, uite, nu știu de sau asta, știi că aveam un stop și ceva de redstone. Două stacuri, nu aveam două stacuri, da. Dar mi-am pierdut mapa și am uitat să-mi dau pe alea. Deci. De fapt, nu când am pierdut mapa. Mi s-a dat mapa pe creativ. Singură. Și se șterțese numele. Nu, hai să spargem pe cei, poate o fi ceva. Păi desigur că nu-i nimic. Păi desigur, mă. Cum să fie ceva? Imposibil să fie ceva pentru mine. Hai să vedem Piccolo. Cu Piccolo n-am fost. Piccolo nu am fost. Prin partea alaltă mi se pare că am fost, nu sunt sigur. Băi. Fac eu. Și mai în partea. What? Ok. Hai să vedem. Ok, ceva interesant pe aici. Oh my god. Mi-e frică cu gravel pe jos. Nu-i nimic. Iron. Hai să luăm totuși. Pentru că am dat foarte, foarte mult iron pe covala aia. Și vă zic eu câteva mai trebuie iron. Nu o să vă sparge și încă ăla. Chiar dacă va fi după mult timp de episodul 650, care nu va exista. Să avem 200 de episoade din seria asta, glumeam. Sau poate, I don't know. Bă, desigur că numai fondatori. Pentru că de ce nu? Pentru că-s pentru mani. Ce mai pe ce? Ceva mai interesant? Nu. Ai zice, să ne întoarcem. Să ne întoarcem. Bă. Facem aceea parcurea. Hodăm cu parcur. Nică lavă fac. La apa aia jucătoare, mă. Nu fai. E așa. Și ăla e. Ăla e, Merry Christmas. Hai să spargem pe cei. Și eu folosesc trocul de diamond. De diamond, dar nu ai mic are. Are doar abilitate. Să rupă pământul.
Hai să mergem, joi, mă. Să avem, poate... Să mergem pe altă cale, poate găsim ceva. Nu mă nevrează când am nasul înfundat. Ok, pe aici e ceva. Nu văd că am pus torțe, dar nu cred că e nimic. Mi se pare că până la urmă am dat de fundător aici. Am auzit un iac și e de fundător. Ba nu. Nu până acum. Ioi, ce faci, băiatul? Bă, ai trebuit și critică. Ce sunet a scos, bă? Că l-am omorât. Probabil că de diamantul următor pe care l-ai găsit, voi face... Asta bine. Pentru că la mobi, ca să le am. Te lovesc cu rare. Hai ca-ți mobi. Aril? Nu i-am ieșit. Și eu pe aici s-a dus Vlad. Nu mai știam să se întoarcă. Să nu zic ce fac eu. Nu voi mai filma cu Vlad niciodată. Poate voi câteva mai mergem într-o excursie ceva. De atunci am filmat cu Vlad, pentru că am fost câteva să fiu și am avut șansă să filmez pe el. Pentru că stăm în două cartiere diferite și cum filmăm. Cred că știi că nu poate fi întrebat pe mea, că poate da de ușa. Dacă nu... Dacă nu vedem. Dacă nu... Nu mi-a spus că este la aceea direcția. Păi... Îmi vede că vine la urmă, nu știu cum. Deci pe șurile astea sunt de la voastră pentru unde e unde mă întorc. Pe aici. Hai, hai, să mergem. Bă, dar am făcut să mă mergem să văd că mă stau de fi lapis. Eu să mergem acasă. Da, știu drumul. Am făcut să-l scrie. Să-l cum ești aici. Mulțumim. Tu, o facem. Să se ține în partea de totuși mă bucur că a luat un trebuie de care mă spune. Dar e cam găsit. Deși mi-aș pași și mică. Map ce trebuie să mă bătă. Ioi, cum e ăla. Ioi. Și o să vedem că ne întoarcem acasă. Hai să găsim casa. Nu ar trebui să fie radio aia. Aș vrea să există waypoint-ul. O mai. Fără mod. Eu de casa. De ce lumina aceea, nu știu? Pentru că torțe. Și pentru că Vlad. Ce-au făcut mai la cei? Ok. Și-au făcut o lumină. Care au făcut-o degeaba, vedem. În episodul următor ce se va întâmpla în această lume. În acea peșteră, că am văzut că a găsit o peșteră. Dar de ce se văd acolo torțele mele. Și azi ne culcăm. Mobi. N-am, da. Dă-i pe acum. De obicei găsesc un mod, un mob în casă, deci... Nu. Nu mai am sprint. Doamne, doamne, ce frumos, da. Și cam atât cu acest episod, eu am fost Cool Crusher, dacă v-a plăcut nu uitați dați un like și un subscribe, să vedeți la curent cu tache, da tache, mă.
tace episoadele pe care le voi face în continuare. Pa, pa!